Comasarea alegerilor pe care tocmai au anunțat-o Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă este o crimă împotriva democrației românești. Dar adevărata comasare este alta. PSD cu PNL. Într-un partid unic. Acestei stângi comasate îi vom opune o alternativă adevărată modernizatoare pentru România. Dreapta unită. Ceea ce am văzut în aceste săptămâni de la PSD și de la PNL. Adică un spectacol jalnic în care politicienii se preocupă de dimineață până seară doar cum să manipuleze alegerile, astfel încât să scape de nota de plată pe care noi, voi, împreună le vom da la alegeri. Nu e un moment ușor pentru democrația românească. Este cel mai periculos moment în care un partid unic vrea să captureze statul pe termen lung ca să îl fure de resurse, de bani și de oameni care ne pleacă din țară. Uitați-vă la acel baron Iulian Dumitrescu al PNL din Prahova și știu bine și eu despre ce e vorba acolo sau la cel din Vasului cu porbagajele pline de bani. Pentru asta se luptă ei pentru controlul statului pe termen lung și își fac planuri despre cum să evite nota de plată la vot. Nu le va merge. Chiar dacă nu e un moment ușor, vă spun că împreună putem să-i oprim și că nu-i vom lăsa să fure viitorul României. Ne mobilizăm, veniți alături de noi, avem nevoie de sprijinul vostru, avem nevoie de toți oamenii care se alătură acestui proiect, vom păzi votul în toate secțiile de vot, vom avea candidați peste tot, votați dreapta unită pe toate buletinele de vot, indiferent câte ne vor pune în față în aceste comasări și anul 2024 va fi anul victoriei asupra pesedismului comasat.